Nici o concluzie în cazul premierului Florin Câțu după ce s-a aflat despre cele două dosare ale sale din Statele Unite ale Americii. Ședința Coaliției de Guvernare s-a încheiat cu declarații oficiale doar din partea vicepremierului și liderului UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a spus că nu este supărat pe Florin Câțu, de vreme ce a plătit deja pentru faptele sale. Liderii PNL, USR Plus și UDMR s-au așezat la masa discuțiilor în jurul orei 17, pentru prima dată după ce s-a aflat despre cele două dosare ale lui Florin Câțu deschise în Statele Unite ale Americii. Vicepremierul Kelemen Hunor spune că nu este deranjat de faptul că premierul a ascuns condamnarea sa din urmă cu 21 de ani atunci când a fost prins băut la volan în America. Este o chestiune personală a primului ministru, din trecutul primului ministru. Nu există în acest moment discuții în coaliție. La un moment dat, liderul USR, colegul meu, vicepremierul Dan Barna, spre sfârșitul coaliției, a pus întrebarea și a primit un răspuns din partea premierului. Răspunsul premierului către Dan Barna ar fi fost acela că trecutul nu afectează prezentul, potrivit unor surse citate de mass media. USR Plus ceruse chiar demisia lui Florin Câțu, pe motiv că informațiile despre dosarele din Statele Unite au creat o problemă de credibilitate nu numai în ceea ce îl privește pe premier, dar și în privința guvernului în ansamblul lui. UDMR are o altă perspectivă. Sunt lucruri care s-au întâmplat acum 20 de ani, 20 și ceva de ani și n-au nicio relevanță din punct de vedere politic asupra actului de guvernare. Este chiar culmea să spui pentru un lucru care s-a întâmplat acum 20 de ani cu un om care a fost prins, a recunoscut, a plătit amenda, a făcut ceea ce solicita legea americană, să spui după 21 de ani că, doamne, nu mai poți să faci politică. La ședința coaliției nu prea s-a discutat așadar despre dosarele premierului. PNDL3, programul de investiții în administrațiile locale, pare să fi fost în centrul atenției. Iar aici, UDMR și USR Plus ar fi ajuns la un consens legat de criteriile pentru acordarea sumelor necesare dezvoltării infrastructurii locale. Programul s-ar putea regăsi într-o ordonanță de urgență care va fi aprobată în ședința de guvern de săptămâna aceasta. Liderii coaliției au discutat și despre prima rectificare bugetară din acest an. În opinia președintelui UDMR, Kelemen Hunor, discuțiile se vor încheia în câteva zile, iar ministerele transporturilor, sănătății, justiției și dezvoltării vor primi mai mulți bani.